Sammy, trezește-te! A venit vremea ta! Salvează-mă și tu! Sammy! Dacă nu-mi poți da ceva care să mă surprindă sau să mă mulțumească, o să te iau cu mine! Hei, Sammy, ce faci? Cineva foarte fricoșător vrea să mă ia dacă nu-i dau ceva cool! Nu te panica! Am o idee! Vom face ceva rapid și ușor! Să mergem! Bună, prieteni! Azi propun să creăm niște prelocuri! Ups! Siu, ai grijă! Fără piesa asta nu vei putea face prelocuri! Ai dreptate! Să începem cu baza! Adun firul, te rog! Sam, intră în joc! Uite ce pot să fac, Siu! Hei, Sammy, ai grijă! Nu arunca materialele pentru proiect! Ok, vom începe prin a pune împreună cartonul și firul. Aha! Faci un fel de accesoriu cool! Îți place să lucrezi cu fire, hă? E ca atunci când o ajutam pe bunica mea când era mică. Și-am terminat cu firul galben. Sammy, ce culoare urmează? Cred că maro este cea mai bună opțiune aici. Vom repeta aceleași mișcări. Ați ghicit ce facem aici? Prieteni, e momentul să vă abonați la canalul nostru și să ne dați multe like-uri! Între timp am terminat primul pas. Deci, Sammy, ce o să fie? Știu! O să fie noua mea pălărie! Pălărie? Bună idee! Poate ar trebui să fac una și pentru mine? Oh, nu! O să fie prea mică pentru capul tău! Iar asta a fost ideea mea! Voi folosi bucăți mai mari de carton și mai multe fire. Doar slime-urile pot purta astfel de pălării! Cei ca mine! Nu mă îndoiesc de asta! Dar fantoma nu așteaptă! Hai să facem un preloc pupos tăind toate astea! Vom scăpa de carton mai târziu! Am vrut să ajut! Privește! Am încercat să înfășor firul, dar m-am încurcat! Eu nu mă simt prea bine acum! Scuze! Voi folosi firul tău în următoarea etapă! Astfel... Așa! Și hop! E foarte ușor! Acum putem înlătura piesele nefolositoare, precum cartonul și agratele. O să iau eu chestiile astea! Știi? Arată ca niște potcoave! Potcoave? Nu m-am gândit la asta! Le putem folosi pentru a face un cald de jucărie! Le-am ascuns pentru următorul proiect, astfel încât să nu le ia fantoma! Grozav! Ești un slime foarte isteț! Ce e ăsta? Un pepene roșu? Nu, Sammy, e o albine drăguță! Uite! Așa e! Acum mi-am dat seama! Trebuie doar să adăugăm câteva piese decorative! Să începem cu aripile! Sunt sigură că fantomei îi vor plăcea! Nu ar trebui să zboare fără aripi! 1, 2... se pare că nu poate! Da, aripile sunt esențiale! Să le fixăm chiar acum! Hop! Trebuie să și vadă pe unde zboară, nu-i așa? Sammy, privește drăgălășenia asta mică! Bzzz! Eu poate să mă înțepe? Sigur că nu! Nu-ți face griji! Nu poți înțepa pe nimeni când ai obraj așa drăguț, nu-i așa? Siu, dacă ne luăm după imaginea asta, are nevoie și de un ac și de antene! Nu-ți face griji, Sammy! Iată-le! Și încă una! Iar pe ăsta îl punem direct în partea din spate! Hop! Tot ce mai trebuie să facem este să atașăm lanțul pentru a putea pune acest breloc la chei sau la geantă! Primul lucru pentru fantoma noastră este gata! Să continuăm! Uită-te la brelocul ăsta! Ești complet relaxat! Vrei să mă ajut să mai fac unul? Sunt relaxat! Vreau să ajut! Aduc cutia cu lucrurile mele preferate! Stai puțin! Uite aici, Suzie! Wow! Ți-ai așa multe chestii interesante aici? Bine! Trezește-te! Acum te poți mișca! Ce-am făcut? Sfinte parmesan, comorile mele! Comori? Ei bine, lasă-mă să văd ce chestii interesante ascunzi acolo! Nimic special, nu te uita înăuntru! Ok, nu mă uit! Mai bine încep să fac un breloc ciucure! Un ciucure? Pare mai degrabă o perucă cu codițe împletite! Stai să ți-l leg! Nici gând! Cum spui tu, Sammy? O să-ți mai facem niște brelocuri grozave! Uite! Arată precum fantoma aia, nu-i așa? Nu-ți face griji, Sammy! Vom avea suficient timp să facem tot ce ne-am propus!
Mă bucur că nu sunt singur. Când sunt speriat, nu mă pot gândi la nimic. E în regulă, Sammy. Pentru asta sunt prietenii, să știi. Uite ce preloc ciucuri amuzant am obținut. Ce părere ai? E drăguț, desigur, dar eu cred că un preloc nu trebuie să fie doar drăguț. Sunt de acord. Așa că vom completa ciucurele cu un pompon făcut din fire. Dar, Siu, am făcut deja un preloc din fire. Sammy, nu-ți face griji. Vom face ceva interesant. Fantomei o să-i placă. Okay. Doar începutul e la fel. Trebuie să învârți firul în jurul degetului. Siu, Siu! Aici, Siu! Ți-am adus bucata aia de carton. Poți învârți firul în jurul ei. Mersi, dar m-am hotărât să improvizez puțin. Da? Ei bine, ok. Deci ne descurcăm fără ea. Degetele sunt mai bune pentru a face pompoane mici, vezi? Fantoma te urmărește! Ești speriată? Nu, Sammy, nu sunt deloc speriată. Știi că fantoma nu vine după mine. Uite ce pompon cool am făcut. Ei bine, văd. E doar un pompon, similar cu cel pe care l-ai făcut deja. Nu te grăbi, Sammy. Acum vei vedea cum se transformă. Trebuie doar să găsim mărgelele potrivite. Poate astea? Wow, da, ai o adevărată comoară aici. De ce ai spus-o de mine? Ca să pot folosi în cel mai neașteptat moment. Au mai rămas doar câțiva pași. Să adăugăm lanțul cu ciucure și cel de-al doilea preloc e gata. Wow, chiar îmi place varianta asta, dar sunt trist că o să-l ia fantoma. Poate o să-ți lase și ție ceva. Apropo, mai am câteva idei. Pentru următorul breloc al fantomei fricoșătoare vreau să folosesc acest frumos fetru moale. Wow, poate fi folosit și ca pătură? De ce nu m-am gândit până acum asta? Ei bine, nu, pe lângă asta tu oricum ai deja o pătură. Am pregătit aceste bucăți de carton ca șablon. Va trebui doar să transferăm conturul pe fetru și să-l decupăm. Am înțeles! Vrei să faci un astfel de breloc? Așa e! Pentru a face ideea asta avem nevoie de piesele din fetru. Lipsește ceva. Siu, magia ta nu merge bine. Acum trebuie să le lipim împreună pentru a arăta ca un pepene roșu drăguț. Siu, am făcut deja a doua parte din el. Mersi! Acum hai să punem niște umplutură înăuntru ca să fie mai voluminos. Sammy, caută niște piese mici pentru decor cât eu cost totul. Privește, le-am ales pe acestea. Se potrivesc perfect cu prelocul nostru. Foarte bine, Sammy. Vezi cât e de grozav să lucrăm împreună? Nu mai spune. Acum voi pune piesele astea în locul în care trebuie să fie. Sammy, privește ce mic drăguț avem aici. Oh, Siu, uite, am mai găsit un lanț. Fără el un breloc n-are cum să fie breloc. Iată cel de-al treilea proiect minunat. Adu-le pe celelalte, te rog. Uite, Siu, ia-le. Le-am și desfăcut de la chei pentru tine. Mersi, Sammy. Cum ți se pare rezultatul? Nu e de ajuns pentru fantomă. Mai putem face ceva? Deci, să ne gândim. Am o idee, dar am nevoie de imagini. Imagini? Astea sunt de ajuns? Da, acum uite ce vom face. Întâi să facem conturul. Sfinte parmezan! Am înțeles! Voi desena totul acum. Nimeni nu face asta mai bine ca mine. Așa, încă puțin. Aha, nici nu o să mă cert cu tine. În următoarea etapă trebuie să colorăm totul. Și iată ce-am făcut. Dar tu, Sammy? Iar eu am imaginea asta. Sunt destul de sigur că fantomei o să-i placă mai mult ce-am făcut eu. Trebuie să lipim desenele astea de hârtie gumată și... Wow, ce ananas! Eu cum le vom fixa? Sunt frumoase, dar totuși... Sunt mai multe posibilități. De exemplu, poți folosi un act de siguranță. Vom pune emblemele astea pe geanta ta. Ce spui? Sunt de acord. Avem niște embleme pe material autoadeziv. Prieteni, haideți să vedem din nou proiectele noastre! Și embleme. Sper că sunt suficiente și că nu voi fi luat.
Relaxează-te, Sammy, eu sunt... Deci tu ai fost? De ce m-ai speriat? Chiar voiam să facem prelocuri și embleme. Puteai doar să-mi spui asta. Sunt gata să meșteresc zi și noapte. Prieteni, v-au plăcut proiectele noastre? Dacă da, atunci dați-ne un like. Pa, pa! Pa, pa, prieteni!